nu o să fie ușor pentru că eu am fost bolnavă cu stomacul perioada asta. Încă mai iau un tratament și sper să fiu aptă să joc la nivelul cel mai înalt la Brisbane, dar nu va fi ușor, așa că sunt pregătită pentru orice. Vreau doar să-mi revin total, ca și sănătate, și după aceea obiectivul principal la Australian Open. De ce ai ales să încep cu Brisbane? Am trecut, ai început la Sydney? Am hotărât să rămân în Australia, e mai ușor, nu mai trebuie să călătoresc așa mult, plus că Darren este din Australia și să fim la el acasă. Participarea la Olimpiadă este unul dintre cele mai importante obiective pentru anul acesta. Bineînțeles, trebuie să fiu sănătoasă ca să pot să joc. Și medalie, da, dacă se va putea, dar nu este ușor. Însă avem șanse. Coria zicea că înainte de Olimpiada ar prefera să jucați măcar un turneu împreună. Cred că un turneu împreună ar însemna un Grand Slam, pentru că nu e dublu mix nicăieri altundeva. Da, eu sunt de acord, îmi place să joc mixt și atunci când și el poate să jucăm, jucăm. Nu vreau să-l încurc cum am făcut la US Open pentru că nu e ok. A fost greu la US Open și a trebuit să mă retrag atunci. Este dorința mea și visul meu să port steagul la Olimpiadă, dar vom vedea ce vor decide persoanele care decid. Cele patru se pare cel mai realizabil. Toate sunt la fel de grele, dar eu mi-aș dori Roland Garros, bineînțeles că este Paris, am câștigat la la juniori și va fi poate mai frumos, dar oricare ar fi, nu contează să fie. Anul ăsta e un obiectiv aparte? Da, să câștig un Grand Slam. Trebuie să... M-am pregătit foarte bine în off-season și chiar sunt pregătită să fac față la meciurile grele. Bineînțeles, repet, nu știu dacă se va realiza acest vis, dar eu am încredere în el și muncesc pentru el.